Trebuie să vă spun că observăm o situație interesantă și în redacția noastră. Primim foarte multe mesaje de câteva zile cu români care își doresc să se înroleze în armată. Vreau să-mi apăr țara, e unul dintre mesajele pe care le primim. Ce le răspundeți acestor români care vor să se înroleze, iată, în armată? Foarte bine că oamenii au acest sentiment de apartenență, că oamenii... Îl mai avem. Uitați că îl avem, nu? Că nu vine o astfel de intenție de a te înrola în armată, nu vine ca să te duci acolo să faci, știu eu, carieră pe termen lung, dacă vii ca voluntar. Sigur, dacă vrei să faci carieră în armată, o începi de mic, te duci la liceu militar, la universitate, devii ofițer, militar de carieră și mai departe. Oamenii care vă sună pe dumneavoastră sunt oameni care fac asta din devotament pentru țara lor și e admirabil. Și mi se pare fantastic că există oameni care gândesc așa. Și în perioada asta, că tot vorbim. Mai ales în perioada asta, nu și în perioada asta, mai ales în perioada asta, pentru că într-o perioadă de pace, dar, de exemplu, acum 10 ani, când erau voci care se gândeau că Federația Rusă ar trebui să adere la NATO, da? Atunci nu cred că auzeați pe cineva că își dorește să se înroleze în armată, să fie voluntar în armata română, să-și apere țara. Acum, când e greu, îi vedem pe oamenii care vor să simtă că îi aparțin de statul român și că apără națiunea română. Dar eu unul sunt convins că nu va fi cazul să apere pe nimeni, dar e foarte bine să fie voluntar, să fie rezervist. Asta voiam să vă și întreb, va fi cazul? Eu unul sunt convins că nu va fi cazul, la cum arată lucrurile acum. Sunt convins că Federația Rusă nu își permite un conflict cu NATO, dar pe de altă parte, ceea ce cred eu este că, fără să fiu un expert în politică externă sau în apărare, cred că Federația Rusă are un plan, adică nu face lucruri gratuite. Și care ar fi planul Federației Ruse? Nu știu să vă spun. E o întrebare bună. Eu sunt convins că are un plan, dar nu știu să vă spun care e. Credeți că totuși vrea să anexeze, să ia și Ucraina sau vrea să testeze apele, cumva să vadă cam cum reacționează NATO, cum reacționează America, ce resurse au? Federația Rusă, în mod tradițional, și are, dacă nu mă înșel, și un testament moral, dacă vreți. Are această tendință de expansiune și am văzut lucrul ăsta. S-au dus până la Berlin, am văzut Checkpoint Charlie cu toții, am văzut zidul Berlinului, l-am văzut pe Reagan care spunea Mr. Gorbachev, tear down this wall. Că au fost momente emoționante pe care o mare parte dintre noi le-am trăit. Eu unul de fiecare dată când mă simt un pic trist de ce se întâmplă la Est, îl ascult din nou ascult acel discurs din nou sau ascult pe Kennedy și îmi dau seama că există speranță pe lume. Există această tensiune expansionistă și nu putem să o negăm. Și într-un stat unde n-a existat o alternanță reală la putere de ceva timp, există poate mai cu seamă o tentație să vii și să dezvolți o astfel de temă în fața alegătorilor tăi.